Zeci de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au pensionat de la începutul acestui an. Printre cei ajunși la final de carieră s-a aflat și comisarul șef Nicolae Băduică, prim adjunctul IPJ Olt. Și comisarul șef Nicolae Trifu, celălalt adjunct al Poliției Olt, și-a anunțat ieșirea la pensie anul acesta. În ultimele trei luni, 20 de polițiști din cadrul IPJ Olt și-au încetat raporturile de serviciu cu unitatea cu drept de pensie. Inspectoratul de Poliție Județean Olt se confruntă cu un deficit de personal de aproximativ 10%. Deși în primăvară au fost angajați 14 polițiști, iar în toamnă se așteaptă scoaterea la concurs a noi locuri, lipsa de personal rămâne o problemă care nu va fi rezolvată prea curând. Potrivit reprezentanților IPJ Olt, o parte din posturile rămase libere în urma pensionării celor 20 de polițiști vor reveni tinerilor absolvenți ai Academiilor de Poliție.